Salutare voi băieți, nu știu câți dintre voi știți, dar Shaman King revine în 2021 aprilie. Avem aici mare știre, e tot oficial, nu e nimic fanmade, nu nimic. Ăsta și Naruto cel puțin pentru mine au fost animeurile copilăriei. Așteptam ca nebunul să văd fiecare episod, să văd ce se mai întâmplă. Deși nu prea mai mi-amintesc multe din el, țin minte că eram disperat cu aia, deci efectiv cred că acum vreo 10 ani eram disperat sau când dracu se difuza pe Jetix de personajul ăsta, Yoh, parcă-l chema din ce mi-aduc aminte. Deci să vă așteptați la un remake în 2021, sperăm să fie unul bun, să fie ca la Full Metal Alchemist. După cum știți, Full Metal Alchemist a primit un remake care este Brotherhood. Nu l-am văzut sincer, dar din ce am înțeles e mult mai bun decât primul, deoarece are și o continuare, ceea ce primul nu avea, pentru că a avansat manga. Sperăm să fie așa și acum. Din ce am înțeles, vor adapta mai mult din manga decât prima dată. Țin minte că la final de anime s-a terminat competiția șamanilor și urma să reînceapă și de atunci n-a mai reînceput nimic. Dacă bagă și continuarea, o să fie forță rău. Hai să ne uităm la trailer, pentru că este și un trailer în caz că nu știați. Cam așa o să arate. Bă, arată destul de fain. Totuși e un trailer, nu putem să ne dăm cu părerea. Nu mai țin minte cum îi chema pe ăștia cu aie. Pe ăsta mai negru nici nu mai știu să-mi bag pula. Mi-amintesc de el. Îi știu pe toți, ăsta parcă îl chema Ash, ăsta cu snowboardul. Și nici ăsta nu mai amintesc cum îl chema, dar era tare rău personajul ăsta. Deci efectiv nu mai știu nimic, deci dacă apare în 2021 îi fac direct mare reacție, să-mi bag pula. Ăsta zici că e Rem din Death Note, să mor. Și nici pe ăsta nu mai știu cum îl cheamă, freza lui de Johnny Bravo, dar și ăsta era badass. Și ăsta, cred că ăsta știu cum îl cheamă, îl chema Taolen, ăsta rupea coaie, deci ăsta era Smart 2 pe bătaie, din ce mi-aduc aminte, chiar era Smart 2 pe bătaie. O, asta e nevastă sa lui ăsta, lui Yoh, mamă, pe bune, asta era waifu meu din copilărie. Și ăsta micu, Armin ăsta din Shaman King, Morty parcă îl chema, da bă, Morty, coaie, să-mi bag pula cât de șmecher era. O, Amidamaru treci în teacă direct. Ce ai mă, o să fie forță rău, ăsta e... Ăsta e Hao, fraxul lui Yoh. Mamă, de bine aștept să apară. Știu că ăsta avea cel mai puternic spirit, avea, nu mai știu cum dracul chema, dar era cel mai legendar spirit. Ce ai mă, o să fie crimă rău de tot. Și Yoh cu sabia asta lui. Bă, sincer, sper totuși să fie la fel de violent cum a fost primul anime. Bine, nu l-am mai văzut de mult, dar din ce mi-amintesc eu era destul de violent, dracu. Sper să nu-l facă pentru copii așa, ca să-l difuzeze ăștia pe Disney Channel și din astea. Bine, deși nu cred că ar mai difuza ei vreodată așa ceva, dar totuși să-l facă pentru un public matur, pentru că până la urmă publicul lor care au văzut și prima serie este matur acum. Nu cred că s-ar mai uita cineva care nu a văzut prima serie, nu știu, zic și eu. Și dacă totuși nu vă aduceți aminte de animeul ăsta, cu siguranță o să vă aduceți acum. Fiți atenți. Ascultați nostalgia cum curge prin vene. Totul se leagă cum scrie la carte. Ce ai mai rap? Să bag pula, cred că ăsta e singurul intro bine dublat în română. Bă, era forță rău. Deci dacă remake o să fie bun, îi face mare reacție. Regele Shaman. Era forță rău când îl băga ăsta pe Amidamaru în teacă. Bă, nu știu, eu cel puțin sunt hype rău de tot. A, da bă, ăsta avea o sabie de lemn. Da, bă, nimic de zis, aparent îl difuzau și pe prima TV, eu mi-amintesc că era pe Jetix, oricum a fost acum mult timp, cred că 10 ani, pe bune, ce vremuri șmechere. Cam ăsta a fost și clipul ăsta informativ, așteptăm Shaman King să apară, nu știu dacă avem și continuarea, așteptăm mai multe detalii. Dacă v-a plăcut clipul ăsta, nu uitați să dați voi acolo un like și vreți să facem reacție la Shaman King când apare, eu v-am pupat și ne auzim data viitoare, la revedere!